cu zona economică. Ne-a plăcut, iertare mult, l-am ascultat și pe domnul Boloș, care ne-a explicat că voi nu înțelegeți nimic din ce se petrece de fapt. Ai spus ieri la moțiunea simplă că e cel mai nociv ministru de finanțe. Absolut. Absolut, și îmi susțin afirmația asta oriunde și oricât. Nimeni nu și-a permis după Revoluție să nu facă rectificare bugetară. Nimeni nu și-a permis să meargă în vremuri, n-avem, nu știu, economia închisă, cam pandemie, în direcția unui adâncirii unui deficit bugetar. Cheltuielile cresc în continuu. Poate oamenii și imaginează că au văzut pe Ciolacu anul trecut că a zis ceva cu reducere de cheltuieli. Cheltuielile cu bunuri și servicii creștere cu 20% în ianuarie, acum în ianuarie 2024, față de cu 12 luni înainte. Cheltuielile cu personalul, plus 20%. Deficit bugetar pe primele două luni, alternativ că PIB-ul numai 1,6% sunt chestii tehnice, dar vreo 28 de miliarde de lei. Ca să ne facem o idee, ăsta era tot deficitul României pe un an întreg, acum numai vreo 4-5 ani în urmă. Cea mai mare inflație din Europa pe ianuarie și de departe. De nu ce? Suntem... Care ar fi motivul pentru care avem inflația asta atât de mare? Totuși, guvernul face bani din ea. Tocmai aceste cheltuieli deșanțate, da, sunt bani într-un fel... Lumea știe că dacă se tipăresc banii inflație, cam asta este și efectul în momentul în care guvernul cheltuiește bani pe care nu-i are. E un exces de cerere în economie pe care îl creează și practic concurează cu oamenii și cu buzunarul lor pe aceleași bunuri și servicii și prețurile cresc. Dacă guvernul ar avea niște politică antiinflaționistă, ar însemna să-și reducă aceste cheltuieli inutile. Bun, și să stimuleze creșterea economiei. Care e soluția? Uite că sunt deja în campanie. Care e soluția voastră pentru dezastrul ăsta din economie? Soluția noastră este oprirea jafului bugetar, oprirea cheltuielilor inutile cu sinecuri, cu instituții. Este, avem o listă întreagă de instituții și știi care e obiecția când încep acest discurs al unor economiști care zic, e domne, hai să vedem cât, care instituție. Și eu îi spun Academia... Nu mai spune. Aveți mereu acest exemplu, mai mult de atât. Cum reducem toate problemele astea? Exact, vreau să-ți adresez această obiecție. Uite, ai făcut-o normal ceoc. Și eu acolo și mă întreb, cât e? 10 milioane pe an. Păi Cătălin, cu 10 milioane pe an, sau domnule Drulă, cu 10 milioane pe an, nu o rezolvați, îmi spune acel economist. Și eu îi spun așa, 10 acolo, cu 50 de milioane șpaga la Iulian Dumitrescu, cu personal excedentar în toate ministerele, în toate sinecurile, în toată zona de secretar de stat, cu cheltuieli inutile ale statului, cu activități care sunt internalizate la statul român, care le desfășoară defectos și care ar putea fi externalizate, cu surse de finanțare. Uite, îți dau un exemplu pe care l-am făcut în mandatul meu. Am concesionat benzinării care nu există, erau spații goale abandonate pe autostrăzi. Suma colectată anual, acum vine la minister, la Grindeanu, din acele benzinării, dintr-un singur loc, da? Deci sunt afară, cu oamenii au unde să se ducă, dar plătesc și redevență statului, este de 70 de milioane de lei pe an. E, când aduni 70 cu 50 cu 10 așa, ies la sfârșit miliarde de lei. Deci este o risipă teribilă de resurse a statului român, pentru că trebuie finanțat un aparat care este fidel PSD și PNL. La un om care muncește în anumite instituții, ține încă doi în spate. Nu mai vorbesc. Reforma statului trebuie făcută, dar de unde am ajuns noi la această inflație, la aceste prețuri la alimente foarte mari și așa mai departe? E vorba de noile taxe și impozite. Ori aici, așteptarea oamenilor este, dacă vine alt guvern, dacă vine altcineva, să abroge toate aceste ordonanțe, să oprească toate aceste taxe. Nu numai efectul creșterii acestor taxe și impozite sunt scumpiri și este exact ce am spus. O să vină aceste scumpiri, dar înseamnă falimentul firmelor. Aia este mult mai grav. Pe ultimul trimestru al anului trecut a încetinit economia. A scăzut. A scăzut economia. N-avem creștere economică, avem scădere economică. Sunt firme care închid, care își reduc activitatea. Fără o economie sănătoasă nu există prosperitate. Ori vom elimina toate aceste creșteri de taxe. Asta este foarte clar. Dacă vorbim de ce se întâmplă, dacă vorbim, e blocat în Parlament. De la comisie se luptă colegii mei să elimine ce se întâmplă acolo. Supraimpozitarea contractelor part-time va fi una dintre primele măsuri de a o elimina. Și toate aceste taxări abuzive introduse de disperatul de Boloș, pentru că ei nu-și fac bugetul după posibilități și după nevoi, dar nu ale românilor, ale lor. Și atunci îi spun așa, noi ne-am extins atât, mai și acoperă de fapt din ce e nevoie,
ne împrumutăm și creștem taxele, că astea sunt cele două lucruri pe care le fac, sufocând economia și ducându-ne într-un dezastru. Ori asta nu e inevitabil. Eu am aplicat în 2021, că așa, aici am mai spus-o, eu tău, recunosc asta, cât ți-a zis, domnule, să facem reforme. Numai noi de la USR l-am ascultat. Și am aplicat, fără să-i spunem așa, niște politici de reducere a cheltuielilor. Se mai numește și de austeritate. Trebuie să mă descurc cu un buget mai puțin. Cum facem? Păi tem de aici, de aici, acolo, externalizăm, acolo. Acum nu se taie de nicăieri în România. Nu se taie de nicăieri. Totul crește, da. Cresc cheltuielile statului și oamenilor li se cere să le financeze ei primind servicii mai proaste. Este un dezastru pentru că scade și încrederea oamenilor în statul român și atunci își duc activitățile în zona de evitare a fiscalizării. Ăștia devin mai disperați și pun acum ANAF-ul să hăituiască, ce știe, poate de la vânăturile alea cu haisamă și aduce aminte Ciolacul, cu pistoalele și cu să hăituiască antreprenorii. Întreg discursul este unul de unde au și izvorul partidele astea din FSN, dacă ți-aduce aminte, cei care făceau afaceri erau afaceriști, privatizați. Patronii răi și sunt hăituiți oamenii ăștia care de fapt fac plus valoare și se trezesc dimineața de vreme să muncească pentru economia românească. Trebuie să luăm o scurtă pauză, dar mai avem subiecte. Asta e, vine publicitatea mereu peste noi, dar asta e prima măsură. Trebuie să scăpăm de ordonanțele astea, ordonanța trenului, toate mizeriile astea care au băgat în faliment firmele și lasă oamenii fără locuri de muncă. Pauză și ne întoarcem.